Rând vreau să vă salut cu pacea Domnului Iisus, frații mei, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta binecuvântată. Salut în primul rând familia Hozan, Domnul binecuvinteze, pentru că stau înaintea lui Dumnezeu și mă bucur pentru minunatele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a pus lui fratele Ilie în seara aceasta și mi-am pus o întrebare, frații mei. Mi-am pus o întrebare și eu, așa cum a pus-o și fratele Vasile Hozan. Fratele Vasile Hozan, senior, într-o împrejurare, i-a pus-o Domnului, a spus, Doamne, eu am lucrat atâta înaintea Ta și Tu mă cunoști în toate. Tu mă cunoști în toate și nimic nu este ascuns de ochii Tăi. Aș vrea un lucru, Doamne, să-mi confirm pentru îndurarea Ta și pentru bunătatea Ta. Vreau să-mi confirm dacă Tu mă cunoști pe mine. Atâta lucru vreau. Și Domnul nu i-a răspuns. Lucrul acesta Domnului nu i-a răspuns. Și mărturisea fratele că era obosit venit la adunare și într-o împrejurare era acasă. Și a fost sunat de niște frați și a spus, frate Vasile, avem nevoie de matale. De ce? Păi avem nevoie de, uite, au venit niște frați și vrem ca matale să slujești în după amiaza aceasta. Fratele nu spune cuvântul lui Dumnezeu, spune el că nu a ezitat și a plecat. A plecat, nu a ezitat să nimic, a venit la adunare. Și la un moment dat, între timp și vorbea poporului din adunare, un frate din spatele lui a zis că bărbatul e pe tine, te cunosc. Fără să-și dea seama că Domnul i-a vorbit în momentul acela. Bărbatul e pe tine, te cunosc. Și am vrea în seara aceasta Domnul să vorbească și în dreptul nostru. Bărbatule, femeie, te cunosc. Dumnezeu să fie binecuvântat. Vreau să-L aud pe Domnul cu o cântare. Cântarea se intitulează Într-o lume frământată de necazuri și dureri, doar Iisus este speranța vieții noastre. Domnul să fie binecuvântat și onorat. Amin. Într-o lume frământată de necazuri și dureri, doar Iisus este speranța vieții noastre. Căci în fiecare zi, parcă e mai greu ca ieri, noi privim cu dor spre zările albastre. Căci în fiecare zi, parcă e mai greu ca ieri, noi privim cu dor spre zările albastre. Iisus, Iisus, e speranța noastră, într-o lume clătinată de atâtea suferii. Iisus, Iisus, ești tăria noastră, doar cu Tine vom rămâne neclintiți. Într-o vreme când păcatul e la culme pe pământ, ne ajută să rămânem în credință. Ne încredem în puterea ce ne-o dai prin Duhul Sfânt, căci cu Tine vom avea doar biruință. Ne încredem în puterea ce ne-o dai prin Duhul Sfânt, căci cu Tine vom avea doar biruință. Iisus, Iisus, e speranța noastră, într-o lume clătinată de atâtea suferii. Iisus, Iisus, ești tăria noastră, doar cu Tine vom rămâne neclintiți.
Doar în tine noi găsim biruinți de bucurii, mângâiere și speranță întotdeauna. Te așteptăm în rugăciune să ne duci în veșnicii, unde vom primi din mâna ta cununa. Te așteptăm în rugăciune să ne duci în veșnicii, unde vom primi din mâna ta cununa. Iisus, Iisus, e speranța noastră într-o lume clătinată de atâtea suferii. Iisus, Iisus, ești tăria noastră, doar cu tine vom rămâne neclintiți. Lăudați să fie Domnul Iisus. Amin.